Prietenul Sofia și acum voi face partea a doua din videoclipul chestii useless din Minecraft. Ei bine, da, poate v-ați gândit că o să-l postez peste mult timp, fiindcă, da, sunt cam leneșe cu videoclipurile. Dar, până la urmă, l-am postat astăzi. Dar hai să începem, să nu mai stăm atâta la vorbă, bineînțeles. Și primul care... Pardon, nu s-a activat. Primul obiect useless este acest cărămidă de piatră infestată, adică infested stone brick. Această piatră, să zic, efectiv, este și un stone brick normal, doar că dacă îl spargi în survival, e unul cu silverfish până la urmă. Înțelegeți? Dar hai să nu mai stăm cu toate pietrele astea infestate ca să nu stăm așa de mult cu videoclipul ăsta. Înțelegeți ce zic? Cred că înțelegeți. Cel puțin. Da. Următorul este, stați puțin să vă arăt, acest poison potato. Ei bine, acesta mi se pare nefolositor, că până la urmă e un cartof. Stați. Este un cartof otrăvit. Nu îmi folosește la nimic. Bine, cel puțin mie nu-mi folosește. Fac shift de câte ori zic ceva, înțelegeți? Ca glumă. Bun, hai să nu mai ne prostim atâta. Deci probabil o să ziceți acum că ăsta se folosește de la făcut poison, dar stați așa! Că acesta face, uite, stai un pic, stați puțin să găsesc poisonul ăla. Uite, deci ne dă poison, doar că ne dă poison de ăsta, vezi, o travă de băut. Și mi se pare că asta e o chestie foarte useless, dar dacă tot am trecut la poțiuni, hai să le arăt și pe celelalte. Deci avem ăsta, cum îi zicem, instant damage, care e tot de băut și la fel și asta de slowness. Ceea ce mi se pare foarte useless, adică la ce ți-ar folosi o poțiune de asta? Poate să-i dai la un prieten. Să fac asta, dacă nu știe ce înseamnă, că ce fac poțiunile astea, dar cred că își dă seama. Dar sunt poțiuni de troll mai degrabă, nu de folosit. Dar hai să trecem la următoarea, care este sfecla. Da, ați auzit bine, chiar e sfecla aceasta. Este o sfeclă care nu-ți regenerează mult din ăla, cum îi zice, mă. Nu-mi vine în minte de la hunger, așa, da. Nu-ți regenerează mult și în plus cu asta, chiar dacă poți să faci o supă, la fel, supa asta nu-ți folosești la absolut nimic, nu-ți regenerează mai mult decât asta. Și la fel și tocana de iepure, că, la ce s-ar folosi tocana asta de iepuri, până la urmă? Iepure, am zis. Iepuri, de fapt. M-am încurcat, lăsați. La fel și asta nu se regenerează mult și în plus se craftează greu. Deci de ce e craftat? Până la urmă, e o tocană de iepure, dar după ce că această tocăniță, să-mi zic și eu așa, nu cred că e folositoare, adică până la urmă, nu... Asta e, stai mult să o faci, că trebuie să iei toate ingredientele și nu prea e folositoare. Hai să trecem la următoarea, care se numește Smithing Table. Sau, oare așa se numește? Da, Smithing Table. M-am încurcat iar, mă tot încurci, nu știu de ce, dar vedeți, asta ar fi trebuit să avem la acest bloc, să avem să putem să-l accesăm. Înțelegeți? Dar încă nu avem cum și mi se pare o chestie useless deocamdată. Poate în 15 o să-l facă așa. Deci cred că nu au mai avut răbdare să-l facă. Cred. Nu știu, poate. Următorul este, stați să dau un time. Stați. Time. Set. Day. Așa, ca să nu mai fie noapte. Ei bine, acest powerfish cred că îl știți cu toții, dacă sunteți
mai jucători mai vechi, era să zic mai jucători mai nu mai zic asta, nu mai încerc să pronunț ce încercam eu să pronunț. Deci Powerfist-ul, cred că îl știți cu toții ce facem. Vă dă foarte multe efecte, dar nu mai stau atâta să mă dau pe create, să mă dau pe survival, pardon. Era să zic creativ. Și eu nu vreau să stau pe creativ, fiindcă n-am nevoie. Iarăși am zis creativ, serios. Bravo mie! Bravo mie! Stați, că mai am aici... Stați puțin să scap de unele chestii din inventar care trebuia să vi le arăt, dar... Bine, totuși trebuia să le scot la fel din inventar. Deci nu știu dacă o să... Cred că o să împart videoclipul ăsta în mai multe părți, că... Hai să vă spun de ce vreau să-l împart în mai multe părți. Vreau să-l împart în mai multe părți. Pauzi. Vreau să-l împart în mai multe videoclipuri, fiindcă obosesc să țin tableta și de aia. Înțelegeți care e faza? Cred că ați înțeles, probabil că sunteți băieți și fete deștepte. Următorul este clocul, adică ceasul și compas, busola. Astea nu le folosește nimeni, în mare parte, cel puțin. Ceasul, n-ai nevoie de el. N-ai nevoie de un ceas. Îl am pe soare care mi-e spune. Vreau să arunc ceasul ăsta în lavă. O să-l arunc mai târziu puțin. Și busola asta, la fel, nu e folositoare, fiindcă uite, dacă mă întorc... Da, nu prea știu să o folosesc eu. Spuneți-mi în comentarii cum se folosește chestia asta de busolă, că eu nu știu, dar la fel și pe asta o să o arunc. Că n-am nevoie de ea. Hai, să o arunc. Gata. Așa merge busolă și tu ceas. Bun. Următorul este ăsta, blocul de algă uscată. Știm cu toți că din algele uscate noi putem face alge, asta, din alge normale, de fapt, putem face alge uscate. Înțelegeți? Dar putem face și blocuri care nu știu dacă stați puțin să încerc, da, să vedem dacă merge să facem ce cred eu, adică să facem din blocul ăsta, să-l facem ăsta cum îi zice, să-l facem înapoi algă uscată. Hai să vedem. Să facem un test așa. Mai așa. Da, chiar merge. Am crezut. Bine, totuși, cam useless să folosești alge de astea. Adică, după ce că e greu să le obții. Bine, e greu. Adică, e greu să le obții, că trebuie să mergi până în mare și, da, nu are rost să faci rost de astea, de chestii de astea alge uscate. Mai bine iei de la ceva, un animal. Înțelegeți? Și văd că râde mama mea. Și nu știu de ce. Da, zice că le iau din mare, dar... hai că m-a încurcat mami. Da, deci hai să trecem la următoarele chestii. Următorul este acest chorus fruit. Bine, el este nefolositor. El în sine nu e nefolositor că nu poți să faci nimic cu el. Deși dacă îl mâncam în survival, stați, game mod, nu cu litere mari, eu tot uit să dezactivez capsul locul. Uitați, cam asta e ce face acest fruct minunat, da? Bine, de fapt nu e minunat. Fiindcă, ne, cine-l... Deci, nici nu te teleportează unde vrei tu. Asta este chestia. Și acum am trecut la... Alo, trăsătură, așa. La alge. Algele la fel sunt nefolositoare, n-am nevoie de ele. Nu mai explic nimic despre alge. Sunt la fel ca cele uscate, doar că nu le poți mânca. Următorul este bulgărașul. Oh, ba nu, o dețescătoase. Că eu mă uit acum, mă uit la tabletă și nu mă uit direct la calculator, că trebuie să văd unde e camera, înțelegeți? Și de-aia am crezut că e bulgărele. Înțelegeți ce zic?
Da, cred că ați înțeles direct ce am zis. Ou de țestoasă, la fel, e o useless, doar spawnează țestoasă și durează și mult. Sunt și foarte fragile, deci n-ai de ce să le... Și Hard of the Seal. Știm cu toții, Hard of the Seal e destul de rar și îți folosește dacă vrei să faci un conduit. Dar în sine, ea nu-ți folosești la absolut nimic. Nu-ți folosești la nimic. E folositoare în sine când... Era să zic în sine, e folositoare atunci când o craftez cu nou Nautilus Shell, dar în rest nu e prea folositoare, n-am nevoie de ea când este în sine doar. Stați. Hai de tastatură odată. Și acum e găleata cu Powerfish, care deja v-ați dat seama ce face. E pur și simplu o găleată cu un Powerfish în ea. Bun, acum să mai luăm cât... mama mea tocmai ce a dărâmat ceva. Și cred că și iarăși a dărâmat ceva. Tipic mami a mea. Tipic pentru mama mea. Glumesc, nu e chiar tipic. Dar stați puțin să găsesc unde e chestul. Eu nu-l mai găsesc acum. Alo? A murit? Nu știu ce a fost aia, dar ok. A fost vreun zombie ceva. Dar unde-i chestul ăla? Că-l caut. Stați puțin să mă uit eu de pe laptop, că văd și eu mai bine. Nu văd deocamdată unde ar putea fi. A, uite-l. Că l-am văzut pe... Am văzut-o pe Cocosia. Cocosi. Cocosim și explodată că de fapt e virusat și mi-am dat seama că acolo o fi chestul. Asta e tot ce a mai rămas. Deși nu cred că o să-l împart, că dacă tot au rămas atâtea chestii, de ce să-l împart? Bun, hai să iau și eu chestiile de aici ca să trecem și noi la ce avem de făcut. Deși, asta e. Asta nu știu de ce e aici, dar nu știu dacă trebuia să fie aici. Sau l-am băgat eu și nu știam. Cred... da. Stați. Asta, pe F1. Bun. Asta nu avem nevoie de el, fiindcă nu e o chestie useless chiar deloc. E o chestie ok, chiar bună. Înțelegeți ce zic? Că... Nu mai zic asta, că, că zic asta de nu știu câte ori. Bun, acum hai să trecem la bulgare. Bulgarele înainte. Stați un pic să dau un salmon. Știu că înainte, în 1.12, se folosea, înainte spărgea ăla, cum îi zice, spărgea End Crystal. Dar acum, hai să vedeți ce face. Deci, stați, să spawnez un End Crystal. Bun. L-am spawnat și hai să dăm cu bulgări. Încă merge? Scuzați-mă, dar da, deși putem zice că această chestie efectiv nu dă damage la niciun mob, dar o eroare. Da, cred că au reparat chestia aia cu bulgărele că nu dă damage la In Crystal. Scuzați-mă că am zis ceva greșit, dar ce să fac și eu? Înainte știu că nu era. A, deci am mai folosit chestia. Următorul este stați, nu discul. Este acest fletching table. La fel, nu avem nicio accesibilitate la asta. Nu avem nevoie de el să-l craftăm niciodată dacă nu avem încă accesibilitate la el. Sincer. De ce ai crafta un de ăsta când nu ai accesibilitate la el? Deși îmi place mult cum arată chiar și atunci când ai item mic. Solzul urmează. Ei bine, solzul ăsta la fel e nefolositor ca și casca de solzi. Deci, da, eu un lucru nefolositor. Și nu știu de ce am dat acolo să sparg, dar ok. A, s-a terminat bateria. Hai că... Da, deși mai avem pana care la fel e nefolositoare, mai avem supa care nu se regenerează mult. Și fac asta repede ca să nu mi se consume bateria. Îmi pare rău, dar nu mai stau să vă explic atâta. Bine. Carte la fel. Bine, putem să facem Bokken Quill cu el, dar... nu e folositoare. Pepita de aur la fel, n-are sens să o craftați doar dacă vreți Golden Carrot sau pepene de la. Și bineînțeles că am ajuns la ce o fi asta Nautilus Shell. La fel e nefolositor în sine. Și discul muzical stricat.
face nici măcar o muzică. E bine, cam atât ar fi cu acest episod. M-am grăbit ca să nu se termine bateria la tabletă. E bine, cam atât ar fi cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare, sau mai bine zis, a viitoare. Pa, pa!